A existat o femeie care trăia într-o casă mică din suburbiile unui oraș mare. Ea se căsătorise și locuia singură. Avea un câine ce îi ținea companie. Câinele era un Doberman. Într-o seară, femeia a venit acasă de la muncă și l-a găsit pe câine sufocându-se cu ceva. Acesta era culcat pe podeaua din camera de zi și încerca să tragă aer. Femeia a aruncat poșeta și a încercat să rezolve problema, dar nu a avut noroc. Îngrijorată de starea animalului, ea s-a urcat în mașină și a condus spre cel mai apropiat cabinet veterinar. Veterinarul a examinat Dobermanul imediat și a spus că va trebui probabil să-l opereze, în scopul de a-i înlătura obstacolul din trahee. El i-a spus femeii să se ducă acasă și că o va anunța cât de curând despre starea câinelui. Între timp, câinele încă încerca să găsească mai mult aer. Femeia a plecat acasă tulburată. În timp ce se apropia de ușa din spate, a primit un apel pe telefonul mobil. Era veterinarul și ceva părea complet greșit. Ascultați cu atenție, spuse el cu un ton grav. Trebuie să ieși din casă chiar acum. Du-te la un vecin și așteaptă să sosească poliția. Am sunat deja. Merge acum. Șocată și speriată, femeia nu a mai pierdut timpul și a fugit direct afară pe ușa din față. Câteva minute mai târziu, o mașină de poliție a sosit. Polițiștii au explicat că trebuie să caute prin casă. Au intrat prin ușa din față cu armele pregătite. Femeia a rămas mută. Nu avea nicio idee despre ce se întâmplă. A sunat la veterinar ca să ceară explicații. Am reușit să îndepărtez obstacolul din gâtul câinelui, spuse el. Când am aflat din ce cauză se sufoca, am chemat poliția. Câinele tău se sufoca cu 3 degete umane. După ce poliția a percheziționat locul, au găsit un om mascat în dulapul din dormitor. El fusese înarmat cu un cuțit și nu mai putea de durere, strângând din mâna dreaptă.